acest clip vă voi dovedi că se pot face thumbnail-uri de calitate și pe telefon și începem chiar acum. Dacă ești interesat de subiecte care să te învețe cum să crești pe YouTube sau pe Google, te invit să te abonezi pe acest canal. Iar eu sunt Ionuț@mes.ro, bun venit pe un nou clip. M-am spus de foarte multe ori că un thumbnail reușit poate însemna 50% din succesul unui clip. Spun asta pentru că, ce obțin pentru un YouTuber începător, pentru un canal de început, trebuie să determinăm utilizatorul de YouTube să dea click pe clipurile noastre. Și aceasta o facem doar pentru un thumbnail care să atragă acel click. Dacă avem un conținut foarte bun, dar nimeni nu-l vede, e foarte posibil ca mai devreme sau mai târziu canalul nostru să eșueze. De aceea vă spun, foarte important să vă creați propriul brand, propriul stil pentru thumbnail-uri și așa mai departe. Dacă până acum am vorbit de thumbnail-uri și cum le creezi de pe PC, în acest clip sunt determinat să vă arăt că se pot face thumbnail-uri destul de bune și de pe mobil. Totul ține de cât de bine știi să lucrezi pe mobil și cât de mult îți dorești să faci un thumbnail corect și bun. Programul despre care vreau să vă vorbesc este Pixel Lab. E un program cu care puteți să faceți ușor thumbnail-uri, chiar și să zic așa, bannere pentru YouTube. Voi face image size pentru a stabili o imagine care să mă satisfacă pe mine în ceea ce privește thumbnail-ul. Bineînțeles că puteți să folosiți de aici câteva dimensiuni prestabilite, dar eu voi folosi 1920x1080. Tot timpul am folosit această imagine la thumbnail-uri și mă ajută. Puteți să vedeți, să le selectați efectiv cu dați click pe ea și închideți pur și simplu și a dispărut. După care tot așa dați pe background și dați link ce color. Vedeți, puteți să folosiți gradient. Gradient înseamnă ceva de genul acesta. Dar eu vreau să folosesc color și voi folosi negru, am bifat, bineînțeles dacă vreau să import, să adaug o imagine în plus, ați văzut, am apăsat pe centru, pe această iconiță din centru, acest romb, și aleg de la mine de pe telefon un o imagine, am făcut mai multe imagini înainte de această filmare și cred că asta o să folosesc. Puteți să dimensionați crop-ul, e destul de interesant. Nu voi folosi de 10 de acest pătrat. Vedeți, am ales aici imaginea, după care puteți să faceți niște lucruri foarte interesante. Acest eraser. Bineînțeles că eu mă grăbesc acum, dar voi puteți să folosiți acasă efectiv să tăiați poza și să vedeți. Vă explic așa de ce folosesc aici și vedeți că aici puteți să scoateți tot restul imaginii și s-a importat. Bineînțeles că puteți să mișorați imaginea. Am spus, puteți să tăiați efectiv imaginea să arate perfect. Încerc să păstrez clipul cât mai mic și vă voi arăta doar lucrurile rapide. Încercăm să adăugăm un text. Vedeți textul. Trebuie să alegeți un font. Vă sugerez să folosiți un font cât mai gros și cât mai vizibil. Bineînțeles, e la alegerea voastră, dar eu asta folosesc. Da. Și îi dăm edit. Să zicem tutorial ok. Dacă vreți să folosiți și stilul nu de a face thumbnail-uri, încercăm să căutăm
și niște să adăugăm niște un background, un fel de background la fiecare text. După cum știți, eu pentru textul ăla de obicei folosesc o shapes, acest lucru căutam și încerc să adaug un dreptunghi. Voi mișora în capă textul color și vreau să-l fac roșu. Vedeți de ce. Ok. Back. Și bineînțeles putem să mișorăm. Tragem mai mult de text. Repet, eu vă fac aceste lucruri pentru pentru a fi cât mai rapid. Voi de aici încolo puteți să vă jucați foarte mult. La fel, am făcut un prim text. Vă recomand să mai adăugați măcar două cuvinte, adică păstrați textul cât mai scurt. Mereu am spus, textul trebuie să vie în completarea titlului, să se complimenteze fiecare dintre ele, pentru că foarte importante. Și prima dată utilizatorul de YouTube va vedea acest text, după care va citi și titlul clipului vostru. Repet, trebuie să fie în completare, să se completeze una pe alta, nu să fie același lucru, e și păcat să folosiți același text și în titlu și în și pe thumbnail. E, din punctul meu de vedere, un spațiu pierdut. Ok. Vom încerca să facem shape de aici. La fel, alegem un dreptunghi. Așa. Încercăm să-l pur și simplu clic pe acest dreptunghi și apăsăm pe to back la așa, începem să-i dăm și culoarea. Cred că am apăsat de două ori sau s-a dublat, nu-i nimic. Încercăm să deci se editează doar dimensional. Aș vrea să-i caut să schimb culoarea. Îi dăm galben. Textul vom face negru ca de obicei. Pentru a fi vizibil, ok. Și aș vrea să-i schimb și fontul. Am spus, e bine să păstrați un font cât de cât la fel pe toate thumbnail-urile și pe bannerul vostru. Lumea vrea să vadă cât mai mult din brandul vostru, să zic așa, să fie la fel, să fie asemănător peste tot. Am zis și pe thumbnail-uri și oriunde aveți imagini pe clipurile voastre și așa mai departe, și în banner. E bine să păstrați constant. Tu ia thumbnail și mai adăugăm un text. Mai reușit să mișc exact textul pe care îl doream. Vedeți, se mișcă foarte simplu. Să vă jucați cu toate aceste lucruri. Ok. Să încercăm să adăugăm un
un font pe care l-am mai folosit. Dar ăsta pe care o vreți, unul din ele mi s-a părut amândouă destul de interesante. Bun. Shape. La fel, vedeți, simplu, puteți să alegeți orice tip de, de model pentru acest background. A clipurilor eu aleg pătrat, face parte din imaginea pe care am ales-o eu. Bineînțeles că voi nu sunteți obligați deloc să urmați aceste lucruri, dar trebuie să fac aici o culoare. E bine, v-am spus să vă alegeți un stil și să mergeți cu el, pentru că utilizatorii trebuie să vă înțeleagă ușor, să știe clar care este clipul vostru, care este al altora, și să vă asigur că în momentul în care îl faceți ușor pentru utilizatori să vă găsească, aceștia vor da click. Arăt foarte multe din vizualizările pe care le-am eu, nu le-am din altă parte, nu le-am din promovări sau mai știu ce, pur și simplu le-am din clipuri sugerate, ceea ce înseamnă că utilizatorii își înțeleg că e conținutul meu, de asemenea din clipuri de pe pagina lor, utilizatorilor, pentru că în momentul în care cineva s-a abonat, va vedea clipul acesta, va apărea pe pagină, iar eu voi face trafic, mai mult, sau vizualizări, cum vreți să-i spuneți, în funcție de fiecare. Și cam atât. Bineînțeles că puteți să schimbați dimensiunile fontului, să-i dați diferite forme, puteți să adăugați, vedeți, tot felul de lucruri pe care le puteți face. Și eu acum am adăugat culoare la acea imagine. Puteți să faceți cu orice, cu orice imagine. Da, au diverse lucruri pe care le puteți face. Vedeți, puteți să vă jucați. Imagine foarte interesante aceste lucruri. Ok. Puteți să faceți cu altă culoare și așa mai departe. Un lucru pe care sigur le puteți face dacă vă acordați un pic de atenție, dacă vă uitați mai mult la tutoriale cu thumbnail-uri. Nu mai aveți nicio scuză în momentul în care aveți un canal și nu reușiți să vă faceți thumbnail-uri. Singurul lucru care trebuie să faceți este să vă chinuiți un pic, să alegeți, eu știu, diversele imagini cu voi. Vă sugerez să aveți mai multe imagini, eu știu, zâmbind și așa mai departe. Vă sugerez să aveți fața voastră, pentru că fețele atrag click-uri. Sunt lucruri despre care am mai vorbit. În acest moment le puteți face și de pe telefon, fiind, am spus, relativ simplu. Puteți să faceți un thumbnail sau chiar și un banner cu același principiu pe care v-am arătat eu. Vă jucați în acest program, pentru că este extraordinar de interesant și nu aveți nevoie de Photoshop. Vă asigur că e foarte, foarte bun așa acest lucru pentru a reuși să creșteți și să atrageți click-urile pe care le doriți. Dacă considerați că astfel de conținut merită să fie promovat mai mult, vă invit să-l distribuiți către prietenii voștri YouTuber, cei care ar fi interesați de un astfel de conținut. Iar eu, până data viitoare, vă urez SEO plăcut!